Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Noi să fim sănătoși. De fiecare dată vă așteptăm cu telefoane pentru medicii invitați, pentru subiectele care se dezbat de fiecare dată în fiecare sâmbătă și de asemenea pentru mult așteptatul concurs cu aparatele Breast Light. Vă așteptăm să ne sunați la 031-403-0442 sau să ne scrieți la noi să fim sănătoși @gigatv.info. În cazul în care nu ați primit toate informațiile necesare în farmacii unde se distribuie acest produs, puteți suna la 021-319-7750. De asta dată vom discuta, a venit primăvara și trebuie să fim foarte frumoase și aranjate și vom discuta despre frumusețea în vârf de ac. Așa mi-a plăcut să o numesc pentru că eu vorbesc de fiecare dată despre frumusețea naturistă, cu tratamente naturiste, dar nu întotdeauna eficacitatea ei este foarte mare, atunci când este cazul, doar ne întreținem cu aceasta, dar există și cealaltă frumusețe indusă medical și de această dată va fi alături de noi domnul doctor Cătălin Enăchescu. Bună dimineața, domnul doctor, și bine v-am găsit alături de noi. Dumnealui este medic primar, dermatolog și secretar general al Asociației de Medicină Anti-Aging din România. Să înțeleg, deci sunteți așa capul răutăților. Bună dimineața și bine v-am găsit, domnule doctor. Respectatorilor. De asemenea și telespectatorilor. Și să începem așa cu o poveste frumoasă sau să trecem direct la vârf de ac? Haideți să trecem direct. Să trecem direct, da. Timpul este scurt. Timpul este scurt. Întotdeauna ne-ar mai trebui timp să discutăm și să dezbatem problemele. Să o luăm așa cu... Toată lumea știe despre acest Botox care se face, se efectuează pentru diverse tratamente de înfrumusețare. Ce este de fapt Botoxul? Pentru că am auzit foarte multă lume spunând și-a făcut un Botox, și-a aplicat un Botox. Dar nu întotdeauna se referă la ceea ce este corect. Să ne spuneți dumneavoastră cam care ar fi tratamentul cu Botox, în ce cazuri se fac, care sunt vârstele, care sunt contraindicațiile. Hai să luăm așa pas cu pas. Deci, trebuie să facem o mare diferență între botoxul și fillerul. Sunt anumite riduri pe față care sunt date de contracție musculară și astea sunt în special în etajul superior al feței, de la nas în sus. Sunt anumite riduri date de mimică și chiar de gravitație care se umplu cu filler, cu acidul hialuronic, care se folosește în special etajul inferior al feței, între etajul inferior al feței, de la nas în jos. Ce este fillerul? Fillerul este o substanță injectabilă de cel mai mult acidul hialuronic în diferite densități care se folosesc pentru a umple un rid, iar botoxul este o substanță relaxantă care face să relaxeze musculatura în partea de facială, sus. Deci în special în partea de sus. Am înțeles. Și aceste filere sunt și ele de mai multe feluri, de mai multe calități, adresează unui anumit tip de piele, trebuie să știe pacientul ce să ceară sau în general medicul este cel care decide în final? Medicul decide ce substanță să folosească, e adevărat, și ținând cont de părerea pacientului. Sunt mai multe densități ale acidului hialuronic în special. Cu cât densitatea este mai mare, cu atât el se folosește pentru a umple un rid profund, mai profund. Cu un cât rid este mai bine accentuat. Da, mai bine accentuat. Și cu cât densitatea este mai mică, cu atât este folosit pentru a completa sau a relaxa sau a umple un rid cât mai superficial. Am înțeles. Ridurile profunde sunt cele nazogeniene, care se umplu cele care se formează primele, exact. Și ne arată sau nu vârsta? Ne arată vârsta. Ne arată vârsta, am înțeles. Aceasta este în funcție și de mimica fiecăruia. Adică poți să fii o persoană activă și ridurile să cu o mimică exagerată și ridurile să se instaleze mult mai repede. Față de o persoană care nu are o mimică accentuată, o persoană relaxată, unde ridurile apar mult mai târziu. Și care sunt metodele? Am înțeles că
se folosește deopotrivă și botoxul, deci acea paralizia mușchiului și în același timp și umplerea. Cum se procedează? Se fac ambele sau separat? Ele sunt proceduri complementare. Botoxul relaxează o musculatură, iar după aceea, nu imediat, nu se fac proceduri în același timp. După ce relaxăm musculatura, venim și umplem un rid cu fillerul într-o altă ședință. Nu se fac toate odată. De preferință după 10-14 zile, aproximativ 2 săptămâni, când efectul fiecăruia a fost deja, prima intervenție a fost deja, se vede definitivat. Am înțeles. Există o reacție adversă pe care o dă botoxul și o vârstă de la care se poate începe această terapie de paralizia mușchilor? Se poate face chiar și preventiv, nu? Ca să nu apară rilele de expresie. Se face preventiv. Am eu o expresie, cu cât îndoim o hârtie, mai mult cu atâta se face îndoitura, ridul se accentuează. Deci totul trebuie să fie preventiv. E adevărat, nu prevenim de la o vârstă fragedă de 18-20 de ani. În general, pentru după că am 20... auzit, moda începe foarte de jos. Nu știu dacă ar trebui să introducem la capitolul moda aceste terapii. Da. Dar vârsta optimă de la care s-ar putea aplica botoxul pentru ca să nu se formeze riduri, cam care ar fi după părerea dumneavoastră? Pe părerea mea nu este o vârstă optimă, dar totul se face preventiv. În jurul vârstei 25-30 de ani nu ar trebui, ci de obicei se începe aceste proceduri, totul pentru prevenție. Totul pentru prevenție, deci pentru a nu ni se forma acele riduri exact. De expresie. Atunci pentru când, a nu se definitiva ridul. Da, când avem o expresie mai accentuată și ridurile încep să capete din ce în ce mai mult formă, pentru că o utilizăm de foarte multe ori pe zi. Reacții adverse ale botoxului pot da reacții alergice, se testează înainte, cum știm că putem să ne facem acest tratament, pentru că s-a făcut foarte mult tapaj pe seama toxinei botulinice, cum că ar fi toxică, cum că ar produce reacții adverse. O părere avizată vrem să avem. Extrem. Eu n-am auzit că nu e în literatură cazuri... Nu, eu vă spun în popor, în nu în literatură, da. Nu există o contraindicație la botox, decât cei care au boli imune, autoimune, unde musculatura este deja relaxată, iar sau foarte contracturată. Dar la o persoană normală nu există nicio contraindicație. Singura indicație sau este indicația medicului să cunoască anatomia facială și să injecteze unde trebuie o cantitate suficientă de toxină botulinică. Care medici pot face aceste operațiuni? În general, medicii pot face orice fel de medici, dar numai că ar trebui să știe anatomia. De obicei, medicii, chirurgii plasticieni și dermatologii sunt avizați în acest domeniu, dar poate să facă absolut orice medic de medicină generală această procedură. Dar după ce a efectuat niște cursuri de pregătire, bănuiesc. Teoretic, după ce a efectuat cursul de pregătire, deci ca să știe, să vadă, să pună mâna, să simtă, să vadă exact cantitățile care sunt optime, pe care le recomandă și producătorii. Se găsesc peste tot pe internet, dar ar fi bine să facă un curs să vadă cum se procedează. Chiar așa, este o procedură extrem de complicată. Deci se pot face cursuri și pe internet, să înțeleg. Pe internet nu se pot face cursuri, n-ai cum să explici decât anatomia sau partea teoretică. Partea practică se face cu pacientul. Am înțeles. Și această extindere a botoxului este numai pe zona facială sau mai are și alte calități în înfrumusețare, să spunem? Pe zona facială a început, a fost descoperit în anii 80, a fost utilizată pentru miopie, pentru diplopie de medici oftalmologi. Botoxul s-a extins foarte mult, poate să faci inclusiv la glezne pentru a subția musculatura gleznelor, pentru a face glezna subțire. Foarte sunt interesant. Extrem de multe... Hai, mai spuneți-ne ca să aflăm, nu le țineți mai pentru dumneavoastră. Sunt anumite puncte, inclusiv pe piept, unde pot ridica chiar sânii cu un centimetru și jumătate pentru o perioadă de timp. Se pot face inclusiv în estetică pentru a relaxa o cicatrice. Mai nou se face inclusiv în
În, prin relaxarea cicatricii respective nu se mai observă atât de tare. Musculaturii, nu? Da. Nu mai este în tensiune cicatricea și nu se va mai mări. Am înțeles. Și în sfera, și în hemoroizi, acum se fac în fisuri anale pentru a relaxa musculatura. Sunt o mulțime de, chiar în pentru mialgii, pentru dureri musculare, pentru relaxări musculare, pentru... Antiperspirant, din antiperspirant este o altă indicație. Da. Deci se poate face axilar? Da, axilar, se face palmar și plantar. Și adică plantar, deci să nu mai ne transpire picioarele, mâinile și, exact. Și sub brațul. Da. Și axilar. Este contraindicat acest lucru, adică am auzit povești de genul nu e bine să-ți faci axilar, e mai bine să transpiri pentru că acele canale produc, dacă sunt blocate, se produc nu știu ce formațiuni nodulare în timp. Este adevărat sau nu? Din ce ați observat dumneavoastră din literatură? Eu vă întreb acum din popor și dumneavoastră îmi spuneți medical dacă există asemenea probleme. Deci canalele nu se blochează, iar e adevărat că se blochează, nu se relaxează decât glanda sudoripar. Da, sudoripar. Nu se bace. Da. Deci, iar sudorația, transpirația nu provoacă niciun fel de chistuleți. Dar sunt anumite persoane care au o transpirație abundentă la unde... Hiperhidroza, care este foarte, foarte jenantă când apare în public. Inclusiv când dai mâna cu o persoană cu o transpirație abundentă palmară, este un lucru extrem de jenant, iar persoanele devin extrem de... Nu se simt bine, exact, în cuvânt. Destânjenite. Destânjenite. Cam care este perioada în care se menține acest efect al botoxului pe față, să spunem, anti-rid? Depinde, acum v-am spus, de persoane, cu cât au musculatură o mimică mai accentuată, perioada este mai scurtă, cu cât mimica este normală, perioada este mai lungă. Cam între 3 și 9 luni este efectul unui botox. Deci, e adevărat dacă este injectat la locul corect și în dozele potrivite. Și în dozele potrivite. Se înțeleg că 3 luni cel care are o calitate mai puțin bună și 9 luni celălalt, sau nu ține de calitatea produsului, ci doar de calitatea clientului, a pielii clientului, să spunem. Deci, calitatea produsului este scoasă, adică nu se pune problema pentru că există substanțe bine purificate care se injectează. Asta depinde, v-am spus, și de tehnica de injectare și de cât de activă este musculatura fiecare. Am înțeles. Există și contrafaceri în acest domeniu? Ați întâlnit așa ceva? Ați auzit că se injectează? Vorbim aici destul de deschis și de franc, pentru că am auzit că pe piață mai există și asemenea produse. Există contrafaceri, dar un medic care se respectă nu face așa ceva. În primul rând că rezultatul injectării ține foarte puțin, iar și pot apărea în funcție de purificarea substanței reacții adverse. Dar cele care sunt pe piață sunt omologate și nu exclus aceste efecte adverse. Deci atâta timp cât este făcut la un cabinet autorizat, recunoscut și de către un medic specialist. Atâta timp cât este făcut de un medic, inclusiv de medicină generală, care a făcut un curs oriunde în lumea asta, poate fi injectat. Am înțeles. Haideți să trecem la o altă metodă de înfrumusețare, să spunem, care se mai efectuează acum primăvara până nu vine soarele puternic. Peelingurile chimice. Știu că vă ocupați și de acest segment și este foarte important să spunem, pentru că iarăși și pe tema acestui peeling chimic s-au creat o sumedenie de povești și sunt o sumedenie de zvonuri care... Poate pot fi spulberate acum cu ocazia venirii dumneavoastră în platou. Aș mai vrea, înainte să trecem la peeling-uri, să vă spun o singură problemă. Toți cei care vin în cabinetul medical se întreabă dacă devin dependenți de așa ceva. Sau dacă de botox sau de filare. Devin dependenți de imaginea care le creează botoxul și filerul. Iar, adică de faptul că arată mai bine. De faptul că arată mai bine, iar după încetarea
răspunsul la file sau la botox, totul revine la normal, exact cum a fost persoana înainte. Nu, deci pielea nu se lasă și povestea că cu cât îți faci mai mult, mai des botox, cu atât pielea începe să se lase și în final devine, ar fi ca o armonică, flasca, așa, nu, că se întinde, se lasă, se întinde, se lasă și devine foarte elastică. Și după ce renunțăm la botox, avem așa o frunte căzută, niște obraji căzuți sau știu eu ce exclus, nu. Persoana deci revine la locul de dinainte de injectare. Și revine cu contracțiile musculare pe care le avea, exact, și cu mimica feței exact, cu ridurile pe care le avea cu înainte. Ridurile care avea. E adevărat că injectând botoxul, substanța, efectul durează din ce în ce mai mult, dar oricum, după încetarea injectărilor... Adică dacă prima dată o facem, să spunem, la 6 luni, ulterior... Ulterior, în timp, se poate mări intervalul de injectare. Da? O facem chiar la o dată pe an. Chiar la o dată pe an. Dar în niciun caz nu se întâmplă, adică nu dă reacții adverse, iar persoana nu o să-i cadă fața, cum se spune. Am înțeles. Decât poate să-i cadă fața numai când se va vedea că îi trebuie botox pentru că exact. Gravitația și-a făcut exact efectul. Și acum să ne întoarcem la ce peeling-uri. Începusem, la peelingurile chimice. Peelingurile chimice sunt substanțe chimice care, aplicate pe piele, produc o ușoară arsură. Sunt anumite peelinguri superficiale, sunt peelinguri medii, da, sunt peelinguri profunde, care produc o arsură de gradul 3-4. Nu se mai folosesc acum. Efectiv traumatizante. Efectiv traumatizante. Acum să ieși din viața socială pentru câteva luni datorită unui peeling chimic este aproape imposibil. Sunt ce aș sugera eu la peeling-uri, să le facă niște... Peeling-urile sunt ușor de făcut, dar dacă greșim, sunt foarte greu de reparat efectul arsurii. Pentru că lasă niște... Da? Iar cei care se apucă de așa ceva ar fi de preferință dermatologii, pentru că ei știu să repare o eventuală greșeală. O eventuală greșeală. Mai există peeling-uri extrem de superficiale, nemedicale, care le pot face și cosmeticienele, care se găsesc pur și simplu pe magazin. Până la ce concentrație? Hai să spunem care sunt peelingurile chimice, cu ce substanțe în general se fac? Concentrațiile diferă, oricum cele de diferite concentrații exclus să le folosească cosmeticienele. Sunt mai multe tipuri, acid salicilic, acid mandelic, acid cojic, acid oxalic, care le pot face numai medici. În funcție de concentrația, efectul este mai mare, sau sunt anumite tehnici, dacă insisti pe anumită zonă dând de două ori, pot compensa concentrația scăzută a unui peeling. Și atunci, automat, îi crește concentrația folosind o concentrație mai mică de mai multe ori, exact, pe aceeași zonă. Folosim o concentrație mică, mai sigură, dar insistând pe anumită zonă, putem avea efectul unui peeling de o concentrație mai mare. Am înțeles. Ce aș vrea să subliniez, că după peeling-uri, pielea este roșie, va trebui foarte bine hidratată, adică nu trebuie să ajungem la imaginea pe care noi o știm cu toții sau ne o imaginăm cu piele care se cu o față care se dezintegrează, cu o piele care se duce, trebuie fața foarte hidratată. Iar extrem de important, pielea este roșie după această procedură, trebuie ferită de soare. Și trebuie să aplicăm și niște creme fotoprotectoare, foarte hidratante și cu protecție solară. Exact. Până la cât recomandați protecția solară? Protecția solară trebuie să fie maximă. Un singur lucru aș vrea să reamintesc pacientelor sau chiar persoanele care utilizează această cremă, crema nu vă protejează decât 2 ore. Am înțeles. Ea trebuie aplicată imediat după acest interval sau dacă suntem la mare... Protecție 100, vă referiți? Maximă este 50%. Da, 50. 50 plus. Trebuie aplicat o dată de la 2 ore, iar dacă suntem la mare sau ne ștergem cu prosopul sau dacă ne ștergem cu luăm crema, trebuie să o aplicăm imediat pentru că efectul a dispărut, efectul protector al acestor creme. Am înțeles. Deci trebuie din 2 în 2 ore aplicat Din 2 în 2 ore trebuie aplicată cremele fotoprotectoare. Da. Dacă suntem într-un loc unde suntem expuși la soare. Dacă stăm în casă, nu avem de ce să
să aplicăm această cremă. Aplicăm această cremă. Lucrul acesta este valabil inclusiv conducătorilor auto sau persoanelor care conduc mașina, trebuie de asemenea să fie aplicată crema, de asemenea. Pentru că geamul de la mașină nu ne protejează. Nu ne protejează, de asemenea persoanelor care lucrează la birou în apropierea ferestrelor. Am înțeles. Cu gâtul, domnul doctor, ce facem cu pielea gâtului, care putem să avem, am văzut persoane care au o față impecabilă, dar la gât folosesc tot felul de trucuri de genul eșarfe, fundițe, tot felul de lucruri care să le astupe eventualele probleme, pentru că de obicei acolo nu se lucrează foarte mult. Dumneavoastră, ce tehnici propuneți sau care ar fi metodele pe care doamnele și domnișoarele le-ar putea avea în vedere în cazul în care au asemenea probleme? Riduri pe gât sau pielea gâtului foarte lăsată? De obicei, dacă pe față ne îngrijim, ne dăm zilnic cu creme, gâtul, decolteu și dosul mâinilor este lăsat în paragină, să spunem. Așa, și trădează vârsta unei doamne sau nu chiar vârsta, dar apetitul lor pentru soare. Soarele este cel mai mare dușman al pielii. De obicei pe gât se folosesc tehnici combinate, de la botox, relaxăm musculatura, după aia folosim un acid hialuronic. Acid hialuronic care se folosește în mezoterapie este o substanță care injectată intradermic difuzează și reface rezervorul de hidratare al pielii, rezervorul de apă. O să discutăm și despre mezoterapie ulterior. Și eventual, și nu în ultimul rând, și un peeling-ul chimic pentru a înlătura stratul superficial al pielii și pentru a reface textura inițială. Dar cel mai important este hidratarea și folosirea pentru a preveni aceste riduri și această piele îmbătrânită, trebuie să o protejăm de soare și pielea trebuie să fie foarte hidratată. Deci foarte hidratată. Atunci când folosim creme, nu folosim numai pe față, ci și pe gât și decolteu din abundență. Exact. Și acolo. Și fotoprotecție. La fel. Pentru mâini există, pentru că de foarte multe ori iarăși mâinile ne trădează vârsta, deci mâinile mai îmbătrânite, chiar dacă fața arată, cum spuneam, impecabil, ne putem da seama după mâini de vârsta unei femei. Și de vârsta, v-am spus, și de expunere excesivă la ultraviolete în special. Tot se folosesc produse de hidratare, de mezoterapie, un acid hialuronic, cum am spus, și la gât pentru hidratare. Și de asemenea combinate cu proceduri de exfoliere, peeling-ul chimic, pentru a elimina petele care se fac de la soare, keratozele actinice. Da, deci sunt keratozele acelea și care se fac și de la vârstă, dar și de la unele probleme de sănătate pe care le pot avea hormonale, să spunem. Nu neapărat de la probleme hormonale, nu de la vârstă, ci de la expunere prelungită de la soare. Nu, vorbeam despre petele care apar odată cu vârsta, cele mai... Petele nu apar de la vârstă, apar numai de la expunere. Niciodată nu apar de la vârstă, citit în literatură acest lucru și de aceea. Înseamnă că erau informații... Sunt numai expunere la soare 99% din petele. Din cazuri. Exact. Am înțeles. În legătură cu mezoterapia, că tot ați repetat de câteva ori despre mezoterapie, știu că există două forme de mezoterapie, invazivă și non-invazivă. Care ar fi cele două diferențe? Și să discutăm despre una dintre ele pe care o doriți dumneavoastră. Să o luăm pe cea... Eu sunt medic, așa că faceți invazivă. Chiar vorbim cu... Da, și datorită tematici pe care ați ales-o, numelui emisiunii, o prefer pe cea invazivă. Ce este mezoterapia în special? Este în introducerea unui cocktail de substanțe intradermic sau subcutanat, se cheamă mezoderm, de unde vine și denumirea de mezoterapie, pentru realizarea unor deziderate. Pentru noi, în cazul medicinii estetice, mezoterapia se folosește foarte mult pentru celulită, pentru grăsime localizată și pentru reîntinerirea pielii, efectelor pielii. Mezoterapia este cu ace sau fără ace, când datorită unei diferențe de tensiune, de polarizare, cu ajutorul aparatelor, facem să pătrundă substanțele fără ace. Fără și aceasta ace. Se numește non-invazivă. Non-invazivă. Cealaltă cu ace se numește invazivă. Cealaltă cu ace se face invazivă.
invazive. Mai mult de jumătate din procedurile de mezoterapie sunt pentru celulite și grăsime localizată. Asta e foarte interesant. Haideți să discutăm despre celulite. Se poate rezolva această problemă cu injectarea de aceste cocktailuri care distrug grăsimile localizat? Deci ați avut rezultate extraordinare sau sunt numai atenuări ale fenomenului? Sunt rezultate. În primul rând, celulita noi nu o putem elimina. Ce vorbim noi despre celulită este efectul subiectiv al fiecăruia când încrețim piele. Dar noi folosim mezoterapia pentru grăsime localizată. Pentru o suprafață mare nu are sens că nu sunt efecte. Dar pentru regiunea gușei, pentru sub... Deci grăsimile care se sunt localizate se adună în... și pe o arie restrânsă sunt chiar efecte foarte bune. Problema e că dacă persoana nu-și schimbă stilul de viață, ele revin foarte repede. Deci nu ne putem injecta nu ne putem și lăsa să doar pe seama... fără o cură sănătoasă de mâncare sănătoasă, de viață, trăită într-un anumit fel. Schimbarea regimului de viață. Regimului de viață. Merge foarte bine pe o zonă restrânsă, nu merge, adică nu merge mai deloc pentru suprafețe extinse, deoarece cantitatea care se injectează într-o singură ședință este limitată de capacitatea organismului de a metaboliza această substanță. Am înțeles. Despre vergeturi, ce ne puteți spune? Cum, deci aceste rupturi care se produc în stratul de colagen și elastina, cam care ar fi efectele pe care le-ar putea produce această mezoterapie? Am auzit mai multe proceduri, de la peelingul chimic, de la dermabraziune, de la injectare cu mezoterapie. Adevărul este că vergeturile sunt ruptura stratului profund al pielii. Când și astea se realizează, vergeturile, când creștem foarte mult, ori în înălțime, ori depune multă grăsime și pielea se întinde, se rupe și nu mai poate face față ritmului de creștere al organismului. Nu se întâmplă mai nimic cu nicio procedură. Fiind ruptura stratului profund, nu putem acționa asupra lui cu nicio procedură medicală pe care o cunoaștem. Ele se estompează cu timpul și cam atât. Și cam atât. Deci nu se deci poate... cine promite că se rezolvă așa ceva... Problema vergeturilor este o poveste. Este o poveste. Deci ele doar se atenuează. Se atenuează cu timpul și fără nicio procedură, de la roșu intens până la sidefiu. Am înțeles. Dar cu cât se vine mai devreme, cu cât ele sunt roșii, rozee, așa, șansele sunt mai mari de refacere decât atunci când sunt sidefii. Este adevărat acest lucru? Nu. Ele s-au format oricum, iar în timp se atenuează roșeața. Am înțeles. Deci nu avem cu ce să... Ruptura odată produsă nu contează o ruptură profundă, că este faza de început sau faza... Da. Am înțeles. Pentru bărbați, care ar fi terapiile pe care le-ați recomanda? Sunt aceleași terapii? Oamenii, aveți și bărbați care vin, care apelează la aceste metode? Avem și bărbați care vin, foarte mulți bărbați vin pentru alopecie. Alopecia difuză androgenică, cea de la bărbați, unde... Și aici merge aplicată tot mezoterapia? Aici sau? Merge aplicată foarte mult mezoterapia, cu rezultate foarte bune. E adevărat că trebuie cure prelungite. Tot se injectează subcutanat, la nivelul scalpului, un cocktail de substanțe care fac să stimuleze bulbul firului de păr. Unde bulbul firului de păr a murit, nu mai avem ce face, ci doar să le păstrăm pe cele care sunt ori în adormire, ori care sunt vizibile. Am înțeles. Alte proceduri de asemenea, tot mezoterapia pentru dizolvarea grăsimilor localizate și de asemenea botoxul, pentru relaxarea musculaturii și filerul pentru a umple niște riduri. Am înțeles. Și mai nou vin bărbați care sunt foarte activi, stau în picioare și au vase sparte, unde procedăm cu scleroterapie. Vom discuta despre scleroterapie și celelalte proceduri. Aș vrea să discutăm despre acnea rozacee, despre acnea vulgară, cam care ar fi tratamentele, dacă recomandați sau nu peelingurile în cazul acesta. Dar după toate acestea, după o scurtă pauză și, bineînțeles, dragii mei, vă așteptăm să ne sunați pentru concursul Breast Light, care urmează imediat după pauză.
Vă așteptăm. Nokia Maps adaugă noi funcții serviciului său de satelit. Cei de la Samsung vor să ne convingă de faptul că Focus S este un smartphone competitiv. Iar legendele de pe Pegasus ne trimit în viitor cu un joc real-time, să explorăm noi civilizații virtuale. Ne întâlnim sâmbătă la IT Station cu detalii despre toate acestea și nu numai. IT Station cu Ana Dumitru la Giga TV. Gândim altfel. Macină dorul după noua aventură? O visezi cu ochii deschiși? Ia-ți rețeta care ți se potrivește în fiecare duminică de la ora 12. Rețetele aventurii. Acțiune și adrenalină după gust. Numai la Giga TV. Gândim altfel. Dragii mei, eu nu vă doresc să aveți parte de un destin de 5 stele, chiar dacă e lux, nici de 7 stele ca Burj Al Arabul, ci un destin de 9 stele, pentru că astrele știu cel mai bine ce planuri au pentru voi. Numai aici, în fiecare săptămână pe Giga TV. Destin de 9 stele cu Mariana Cojocaru, în fiecare sâmbătă la Giga TV. Gândim altfel. Am revenit, dragii mei, după această scurtă pauză și vă așteptăm să ne sunați la 031-403-0442 pentru concursul pe care îl avem în fiecare sâmbătă cu aparatul Breast Light. Să vedem la ce ne ajută acest aparat și cum procedăm și să-l avem și să-l folosim. Breast Light este un dispozitiv medical destinat depistării din timp a cancerului la sân și altor afecțiuni ale sânului. Simplu și eficient, în intimitatea casei, puteți afla din timp dacă există o problemă și să apelați la medicul specialist. Nu există riscul radiațiilor sau altor probleme de investigare și singuri acasă aveți posibilitatea de a recunoaște unele schimbări apărute în interiorul sânilor dumneavoastră. Rezultatele nu sunt influențate de prezența implanturilor siliconice care creează probleme altor dispozitive de diagnosticare. La întuneric puteți observa în sânul dumneavoastră vasele de sânge, iar acolo unde poate fi o problemă se vor observa pete negre sau zone umbrite și întunecate. Este posibil ca acestea să vă indice că trebuie să vă adresați de urgență medicului dumneavoastră. Breast Light este simplu de procurat, fiind disponibil în farmacii. Dragii mei, ați văzut care este utilizarea aparatului Breast Light. Vă așteptăm să ne sunați la 031-403-0442 sau să ne scrieți la noi să fim sănătoși @gigatv.info pentru părerile dumneavoastră și chiar idei pe care ați vrea să le dezbatem în această emisiune de acum încolo. Vă așteptăm să ne sunați și să-i puneți întrebări și domnului doctor dacă doriți, bineînțeles, în legătură cu terapiile și tratamentele de care am discutat și pentru aparatul Breast Light. Vorbeam acum despre bărbați, despre scleroterapie. Hai să începem cu bărbații. Ce cer ei când vin? Acum femeile știm că sunt mai pretențioase și așteaptă, au așteptări mai mari. Bărbații, în afară de alopecie, vin să-și rezolve și alte probleme de estetică facială? Cum am vorbit, vin și ei să ceară. Nu sunt la fel de bine informați ca doamnele, dar ne spun problemele și noi le arătăm sau modalitatea de a adică pur și simplu rezolva. Am murit aici. Sunt foarte docili, nu sunt așa de bine documentați ca doamnele care știu ce vor, știu ce produse vor. Deja sunt targetate pe o anumită țintă și cu dânsele avem ceva probleme pentru a le explica diferențele și ce se pretează cel mai bine pentru necesitatea fiecăruia, dar bărbații mai mult se lasă pe mâna noastră și sunt mult mai docili decât doamnele. Care
Cam care ar fi diferența, dar diferența dintre bărbați și femei în ceea ce privește comentariile după ce au văzut rezultatele. Dar avem un telefon care ne așteaptă. Bună dimineața, bine ați venit și să ne spuneți un nume și de unde ne sunați. Bună dimineața. Bună dimineața. Elena Băiețiș este numele meu, vă sunt din București. Bună dimineața, doamnă. În principal pentru a participa la concurs. Bineînțeles, dar aparatul este al dumneavoastră. Domnul doctor. Da, vă așteptăm cu întrebarea. Ați vorbit mai devreme despre petele generate de soare, petele pigmentare, dar da? Nu am înțeles care e cel mai bun tratament odată ce ele au apărut. Domnul doctor, o să repete din nou care este tratamentul. Dumneavoastră o să rămâneți alături de noi să ne urmăriți și să primiți răspunsul. Aparatul Breast Light este al dumneavoastră. O să-l primiți prin poștă. Lăsați datele dumneavoastră colegilor mei din regie și vă așteptăm și data viitoare să fiți alături de noi. De ce nu cu o întrebare? Vă mulțumim foarte mult. La revedere. Mulțumesc. La revedere. Deci, doamna ar vrea mai amănunțit despre pete, deci v-am spus eu că petele astea sunt o problemă, într-adevăr. Deci, cu cât sunt superficiale, o pată ușor estompată poate fi îndepărtată cu peelingul chimic, iar cu cât sunt mai profunde, cu cât sunt mai mari, mai rugoase în suprafață, se pot îndepărta cu proceduri invazive, cum ar fi electrocauterizarea sau cu terapia laser CO2. Laser cu dioxid de carbon. Am înțeles. Unde deci necesită o arsurică și care va fi reparată în timp, cam într-o săptămână maxim, pentru că este o leziune superficială. Foarte important, pielea o să fie roșie după această procedură, trebuie să ne ferim de soare în această perioadă. Să ne ferim dacă e pe mâini, de asemenea și de mâini, detergenți, de substanțe din acestea chimice? Inclusiv sub detergenții pot să fie, să accentueze efectul soarelui asupra leziunilor și de aceea în acest timp până la vindecarea completă, până la albirea uniformă a leziunilor, zonelor patate, da? Unde am făcut procedurile medicale, trebuie protejat de soare. Am înțeles. Sper că telespectatoarea noastră a primit răspunsul dorit și dacă nu, să se adreseze, bineînțeles, unui medic specialist să-și continue procedurile de tratament. Vreau să vorbim despre, v-am întrebat așa de diferențele dintre bărbați și femei, dacă ei sunt mai mulțumiți când obțin un rezultat sau doamnele sunt mai mulțumite. Cum ați, din experiența dumneavoastră de tratare, că știu că aveți foarte mulți pacienți, de toate felurile. O doamnă este mult mai greu de mulțumit. Un bărbat, dacă vede o diferență cât de cât vizibilă, este extrem de mulțumit. Este. Doamnele sunt mult mai greu de satisfăcut. Deci, în concluzie, bărbații sunt mai ușor de satisfăcut decât femeile, pentru că ele exact. Sunt întotdeauna își doresc mai mult, vor mai multe. Plan estetic, o mică îmbunătățire, da. Deja ei sunt foarte mulțumiți. Sunt Dar să știți că există și bărbați extrem de cărcotași, în ghilimele, care vor să fie Să se întoarcă în tinerețe cu mulți ani. În tinerețe, nu? Cu mulți ani și sunt foarte pretențioși. Dar în media, doamnele sunt foarte... Deci doamnele sunt greu de mulțumit, sunt mai cârcotașe, ele citesc mai mult. Acum această pacoste, respectiv internetul care ne dă atâtea informații încât nu știm care sunt bune, care sunt rele, sunt tot felul de site-uri în care se discută anumite probleme în care fiecare își expune părerea și este foarte greu să te decizi atâta timp cât sunt metode blamate, metode lăudate, nu știi unde să te duci. Atunci cel mai bine este să mergi la medic, să discuți cu el, să ceri o părere, două, trei, medicală de preferat. Și atunci cred că ne putem decide și putem hotărâ ceea ce urmează să facem. Esențial este ca medicul să spună toate efectele și pozitive și negative ale acestei proceduri, să fii informat la ce poți să te aștepți. Asta e prima discuție care ar trebui este să aibă loc. Prima discuție obligatorie. Da? Dacă se întâmplă vreun neajust din partea medicului, se întâmplă. Dacă sunt anumite efecte adverse care apar inerent la doamne, anumite echimoze, anumite edeme, anumite vânătăi, cum s-ar spune, asta nu este din vina nimănui. Așa mai este, ales după filere, nu? După filere, injectare. După botox, după orice înseamnă injectare cu ac. Pentru că putem atinge un vas.
Am înțeles. Și putem fi ușor alergici sau putem fi, inclusiv procedura în sine poate să producă un edem, o acumulare de apă în țesuturi și pot apărea efecte adverse. Am înțeles. În legătură cu două probleme pe care telespectatorii le-au cerut foarte mult, respectiv acnea și acnea rozacee, deci acnea vulgară și acnea rozacee, dar și tenul cuperotic. După aceea o să vorbim și de scleroterapie, dar întâi despre aceste trei probleme, cum s-ar putea trata cu aceste metode de care ne-ați vorbit, care dintre ele ar fi cea mai adecvată metodă ca medic dermatolog? Ca medic dermatolog, eu ar rezolva aceste probleme în primul rând strict medical dermatologic și după aceea aș corecta anumite imperfecții care pot rămâne după tratamentul medical în sine. Trebuie văzut anumite cauze, fiecare au anumite cauze, trebuie tratată cauza și nu efectul care este pe față. Dar se tratează estetic urmele lăsate de aceste proceduri și în special doamnele care sunt foarte insistente și pun mâna și fac să se întindă aceste... Și rămân, după și acnea vulgară, rămân niște... Rămân semne, gropițe, niște cicatrici care sunt cele mai greu de corectat. Și acelea cum ați recomanda să se corecteze? Prin peeling-uri succesive, așa cum am citit în literatură? Sau sunt anumite metode care sunt invazive, care fac să decupăm, să decolăm straturile superficiale până ajungem în impropriu spus, zona de fund a cicatricii, dar sunt anumite proceduri acum lasere care stimulează din interior colagenul și fac să ridicăm cicatricea la nivelul pielii normale. E adevărat că din mai multe proceduri, din mai multe ședințe, dar sunt cele mai naturale și eu pe acestea le prefer. Adică nu luați fiecare cicatrice în luăm parte? Luăm fiecare cicatrice, o stimulăm cu un laser și facem să ridicăm la același nivel cu pielea normală. Nu... De fapt, stimulați stratul de colagen de sub ea să producă mai mult decât trebuie pentru a ridica acel crater la nivelul... acel crater la nivelul pielii. Foarte interesantă metoda, da, cred că și eu aș fi așa. Decât să facem anumite arsuri și peste arsuri cu mai multe metode invazive, eu prefer pe cea... Și care ne expun fiecare rană produsă... Fiecare procedură, consecințele sale. Cu consecințele ei, am înțeles. În acnea rozacee, tot așa sunt anumite cauze, sunt anumite paraziți, anumite tulburări intestinale, gastrointestinale pe care ar trebui să le tratăm, să vedem despre deci care trebuie să tratăm cauza, în primul rând. Exact. Deci are o cauză bine determinată. Da. După aceea efectul pe care îl lasă. Și pe efectul care îl lasă pe piele. Care lasă pe piele și care, după acnee rozacee, este destul de urât aici. Cum acționați? Deci, în cazul acnei vulgare, ridicați acele cratere, dar în cazul acnei rozacee... După ce rezolvăm sau vedem care este cauza acestei acnee, putem interveni, sunt mai multe proceduri, inclusiv IPL sau laser sau chiar peeling-uri chimice, mai puțin indicate în această... Am înțeles. În cuperoză. Deci tenul cuperotic, cum poate fi tratat? Deci acele vase sparte care apar în anumite zone mai frecvente, deci spunem că are un roșu, un obraj natural, dar nu este tocmai sănătos, nu? Nu este tocmai sănătos. Procedura de elecție pentru vasele mici superficiale este IPL-ul. Este o lumină intens pulsată. Adică laserul. Un fel de laser. Un fel de laser. Există și laser cu CO2, clasicul laser cu CO2 care poate face să coaguleze anumite puncte care sunt bine localizate. Am făcut și scleroterapie la domni care au o diametru vasului foarte mare, în special pe zona nasului. S-a injectat, cum am spus, dar sau... S-a injectat o substanță și a făcut ca vasul să se coaguleze și să dispară. Deci această scleroterapie, să povestim telespectatorilor despre ce e vorba și când se utilizează ea, cui este recomandată și cui nu este recomandată scleroterapia? Haideți să vorbim în primul rând de cum apar aceste vase de sânge dilatate. În primul rând este moștenirea genetică a fiecăruia, dar... Cam care ar fi procentul de moștenire genetică? Cam ar fi 80%. Deci dacă avem părinți, deci destul de mare. Dar ce facem și unde suntem noi de vină? Prin stilul de viață, purtăm pantofi
cu toc în special doamne, stau un picior peste picior, stăm toată ziua în picioare. Cum stau eu acum, deci nu e recomandat? Nu este recomandat. Vasele se coagulează când se închid și împiedică refluxul sanguin să revină la inimă. Deci se procedează când avem vase care au un diametru mai mare decât acul cu care vrem să injectăm, dar nu prea mare, pentru că introducând o substanță iritantă în vas, fluxul sanguin poate să o spele pur și simplu și să nu avem niciun efect. Încă o dată să revin ce înseamnă scleroterapia. Este introducerea unei substanțe iritante care fac ca vasul să se coaguleze, să se obstrueze și să se resoarbă în 2-3 săptămâni. Am înțeles. Deci se coagulează, apare ca o... apare în primul rând se obstruează vasul și după aia se resoarbe. Și cum se vede pe piele după ce am injectat și după piele imediat se... când injectăm se vede o albire completă a zonelor, pentru că substanța pătrunde în vas și ia locul sângelui. Se face o roșeață în jurul... Ca o inflamație în toată zona, ca după aia, într-o jumătate de oră, se restrânge strict pe vasul care i-am injectat. Se întărește, se indurează și în cam 2-3 săptămâni organismul o metabolizează și nu se mai vede nimic. Am înțeles. Dar în timp, alte vase de sânge se vor dilata și vor apărea. Pentru că există fondul genetic. Există fondul genetic și stilul de viață. Adică sângele tinde să ocupe alte spații pe care pulsând, apar alte vase. Nu, cum spun pacientele, mi s-au refăcut acele vase. Este imposibil că acelea s-au resorbit, ci alte vase mici, cu timpul, se vor dilata ușor și vor apare alte... Sunt predispuse și persoanele care au o circulație periferică mai deficitară la acest fenomen? Sunt predispuse toate persoanele care... au fondul genetic la așa ceva. Deci asta este cel mai important. Ce trebuie să evităm pentru a nu apare aceste vase de sânge? Trebuie să evităm masajul brusc, care am o vorbă în care spel ca și cum ai spăla la mână această piele, vasele se fragilizează. Trebuie evitate dușurile fierbinți sau reci. Am înțeles. La extremități. Trebuie evitat alergatul puternic. Am înțeles. Deci toate astea... Toate astea favorizează, fragilizează vasul și fac să apară... Deci persoanele care se știu predispuse la așa ceva ar trebui să evite toate aceste activități. Un mers, o alergare ușoară, un duș la temperaturi moderate, un masaj... La temperatura corpului de preferat? La temperatura corpului de preferat, e un pic cam pece, da. Apa la temperatura corpului și v-am spus, nu masajele brutale. Am înțeles. Mai avem un telefon. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Matilda Precup, din București. Din București și dumneavoastră. Bună dimineața! Ați sunat pentru concurs sau vreți să puneți și o întrebare? Aș pune și o întrebare. Bun. Atunci aparatul Breast Light este oricum al dumneavoastră. Colegii mei o să vă spună cum îl procurați. Și vă rugăm să ne adresați întrebarea. Da, deci este vorba despre un scalp sensibil. Dacă, spre exemplu, este foarte cald și transpir, îmi apar niște pete roșii în zona frunții și la spate, în spatele urechii, sau iarna sub forma unor cruste uscate. Am înțeles. Rămâneți alături de noi, domnul doctor. Dacă domnul doctor are o întrebare să vă adreseze ca să fie mai simplu să vă răspundă. Da. Se accentuează cumva în perioadele de stres și oboseală? Da, am văzut că și atunci și vara, iar eu închin să-mi prind părul pentru că se văd foarte intense. Să înțeleg că este la baza, deci la baza scalpului, în conturul scalpului, nu exact. În interior. Am înțeles. Nu în interior. Am înțeles. Vă mulțumim, o să primiți răspunsul, rămâneți alături de noi și vă așteptăm și data viitoare să fiți alături de noi cu întrebări pentru medicii invitați. Vă mulțumim. Multă sănătate, la revedere. La revedere. Domnul doctor, așa cu aproximație, dacă puteți să... Nu pot să vă spun exact ce are, dar cu aproximație este o dermatită seboreică, un exces de activitate a glandelor sebacee. Zonele pe care ni le-a descris sunt zonele cu o densitate crescută a glandelor sebacee, care se accentuează în perioade de stres.
și de oboseală, când organismul este obosit și slăbit. Nu este o boală în sine, este doar o activitate crescută a acestor glande. Deci un fel de reacție adversă pe care nu este o reacție, este o hiperactivitate. Nu, la stres, o reacție pe care o dă la stres, la starea de... V-am spus, nu este o boală, nu este o reacție adversă, este un exces de activitate a acestor glande. Se pot rezolva în special cu topice pentru început, cu șampoane, antimătreață sau cu creme pentru dermatita seboreică, în zonele care nu s-au păr. Cremele care se prepară în farmacii sau care se găsesc... Dermatocosmetice sau rețete magistrale pe care vi le spune medici. Am înțeles. Deci puteți trata această afecțiune. Este bine totuși să mergeți să vă vadă ori domnul doctor, puteți să aveți contactul dumnealui din regie sau puteți să mergeți la un cabinet medical de dermatologie în care să vedeți cum puteți rezolva această problemă, dar domnul doctor ne spune că puteți fi optimistă. Orice medic de dermatologie, un medic specialist dermatolog poate să vă diagnosticheze această boală și poate să o trateze. De fapt, m-am spus, Se tratează, ci să o amelioreze. Am înțeles. Bun, rămăsesem la scleroterapie. De când se poate, cât de toxică este substanța și cam care ar fi vârsta de la care putem începe să ne facem acest tratament? Pentru că sunt foarte, foarte multe femei, am văzut cazuri și în farmacii, paciente care se plângeau de acest lucru, cu vase sparte, deci această pânză de păianjen, cum se mai numește ea, pe picioare în general. Nu este o vârstă la care o limită minimă admisă. E adevărat că nu se fac la copii sub nicio formă, nu se fac la persoane care alăptează, la doamne cu sarcină însărcinate, pentru că nu s-au făcut studii, dar e de preferat să se evite această procedură la persoanele în cauză. Se fac când vasele de sânge au, v-am spus, un diametru de 0,5 mm, când poți să introduci un ac pentru a lăsa această substanță. Pentru vasele un pic mai mari, cu diametru de până la 2-3 mm, această procedură este indicată. Pentru vasele și mai mari, mergem la medici, la flebologi, în special pentru a face procedura chirurgicală clasică, iar pentru cele mai fine se apelează în special la tehnicile de laser. Am înțeles. Deci sunt mai multe metode în funcție de mărimea vaselor de sânge? În funcție de mărimea vaselor, de diametru vaselor, medicul vă poate spune ce procedură se... Și mai și în funcție de suprafața pe care este dispusă, contează și acest lucru? Adică dacă vasele sparte pe suprafață mai mică sau dacă sunt pe tot piciorul, toată pulpa, depinde cum... Există o cantitate minim, maximă, care se poate injecta la o anumită ședință pentru a face organismul să metabolizeze această substanță. Cam unde ar fi la o concentrație minimă este undeva în jur la 10 ml. Se pot face, dacă nu, într-o singură ședință, spațiate la câteva zile, se poate rezolva toată aria afectată. Da, dar cu cantitatea aceea minimă, pentru o ședință, cam care ar fi de... V-am spus, este foarte aleatorie, undeva 10 ml, dar la o concentrație minimă de substanță. La o concentrație minimă, am înțeles. Vreau să vă întreb așa, în ce ați recomandat, deci ca o concluzie, acum că timpul a trecut foarte furtunos pe lângă noi, nici nu l-am simțit, ce ați recomandat dumneavoastră doamnelor să fie de început pentru doamnelor care sunt sănătoase, care nu au probleme dermatologice, dar vor să schimbe ceva facial, să se înfrumusețeze într-un fel sau altul? Cu ce să înceapă? Cu botox și după aceea cu filere sau... cineva care n-are probleme, așa ca o concluzie generală. În primul rând, aș recomanda să folosească o cremă hidratantă, aș recomanda să folosească o cremă fotoprotectoare, aș recomanda să fie hidratată cum trebuie, un minim 2 litri de apă pe zi și după aceea putem hotărâ în funcție, doamne, ce procedură de persoană, ce procedură li se recomandă cel mai bine. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul doctor, că ați fost alături de noi, că ne-ați povestit așa din procedurile clasice care se fac
acum și că sunt la modă de înfrumusețare, în afară de terapia clasică de hidratare, de aplicare de creme, mai este și terapia în vârf de ac, cum mi-a plăcut mie să îi spun astăzi, terapiilor invazive de, cu botox și cu file. Și noi vă așteptăm și data viitoare cu același concurs, cu aceeași emisiune informativă, bineînțeles. Vă așteptăm și vă urăm de pe acum să aveți sărbători fericite, să aveți un Paști fericit și bineînțeles că ne vom întâlni și de Paști cu o emisiune foarte frumoasă și foarte interesantă ca de fiecare dată. Vă mulțumesc mult și vă aștept și după Paști în direct. La revedere! Sănătate! Satului cu Adriana Trandafir. Și nu uita, lumea satului.